Matei 20, de la versetul 20 la versetul 28 inclusiv, pagina în Sfânta Scriptură 947, cuvântul Domnului spune astfel. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne aducem aminte, Mântuitorul se află în drum, în călătorie spre Ierusalim împreună cu cei 12. Pe drum i-a învățat multe lucruri și încă mai continuă să îi învețe și va învăța și odată ce va ajunge în Ierusalim, ba chiar și pe cruce aflându-se, le va da în continuare învățătură căci va rosti cuvinte adevărate. O scurtă recapitulare, Domnul nostru le-a vorbit în ultimele pasaje pe care le-am studiat despre cele 12 tronuri pe care ei vor ședea. Știți că Petru întreabă, noi i-am lăsat totul și te-am urmat, ce ne iese nouă? Ce câștig avem? Care e profitul? Domnul îi răspunde, vă spun că pentru voi sunt rezervate 12 tronuri. Dar după învățătura aceea, Domnul nostru le-a vorbit despre pilda lucrătorilor viei și despre egalitatea harului, faptul că Dumnezeu ne mântuie în mod egal pe toți noi, unul mai mântuit decât celălalt, indiferent la ce moment din viață Dumnezeu ne cheamă, toți sunt egali în mântuire, chiar dacă sunt diferiți, în răsplătire, după cum deja Domnul a vorbit în dreptul ucenicilor. Apoi am vorbit ultima dată, duminica trecută, am văzut că Domnul nostru le-a reamintit pentru a treia oară despre faptul că urmează să moară. Mă duc, voi fi vândut, voi fi chinuit, voi fi condamnat, voi fi bătut și voi fi crucificat. Și acum le vorbește într-un context specific, ca un răspuns sau, dacă doriți, ca o reacție la o cerere venită din partea lor, din partea unora dintre ei. E foarte interesant că s-au întors la subiectul tronurilor. Nu le-a plăcut deloc învățătura despre lucrătorii din vie. N-au înțeles-o, n-au acceptat-o, e nedreptate acolo, cum adică să fim egali, să le dai și la aia care au venit ultimii, după cum le-ai dat celor care au lucrat toată ziua. N-au înțeles pilda lucrătorilor în vie, n-au apreciat harul lui Dumnezeu, n-au apreciat faptul că Dumnezeu e plin de îndurare și de bunătate. Ba mai mult, n-au acceptat deloc învățătura despre moartea și învierea Domnului. Li se părea o vorbă cu tâlc, un fel de pildă pe care nu o pot prinde ei acum, nu înțeleg, însă ceea ce le-a plăcut foarte mult a fost partea cu tronurile. Doamne, mai spune-ne de tronuri. Cum vom sta noi pe tronuri? Pe câte tronuri? Pe 12? Dar mai ales vrem să știm acum care vor fi mai aproape de tine. Ăia doi care sunt aproape la stânga și la dreapta, hai să lămurim un pic să ne întoarcem la partea cu tronurile, că tare mult ne-a plăcut. Și acum, doi dintre ucenici vin cu o cerere interesantă la adresa Mântuitorului. Atunci ne spune cuvântul, mama fiilor lui Zebedee s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Acum Matei vorbește despre mama fiilor lui Zebedei, dar dacă ne uităm în Evanghelia după Marcu, în Marcu 10, vedem că acolo Marcu relatează faptul că ei înșiși, cei doi, au venit cu cererea aceasta înaintea Mântuitorului. Nu-i nicio contradicție, Evangheliile nu se contrazic, ci se completează. Putem să înțelegem că ideea a aparținut lor, fiilor, ucenicilor, celor doi, dar că au cooptat-o și pe mama lor, cumva s-au folosit de mama lor, du-te tu, du-te tu,
și-o transmite ideea asta. Întreabă-l tu din partea noastră, pentru că ești mai în vârstă, ești femeie și dacă e drept, și cred că e drept că mama fiilor lui Zebedei este Salome, sora Mariei, înseamnă că Salome era și mătușa Domnului Iisus Hristos și cei doi fii lui Zebedei erau realmente verișorii Mântuitorului. O trimit pe mama lor, du-te tu că ești mătușă, te-a primit altfel, te-a respecta, ești mai în vârstă, spune-i tu din partea noastră cererea asta specială pe care noi o avem. Pentru că vom vedea mai târziu, Domnul nostru nu discută cu mama, ci discută cu ei doi. Ea face cererea, ea înaintează cererea înaintea Mântuitorului, dar Domnul se îndreaptă spre cei doi, pentru că știa bine că ideea le aparține lor. Așadar, o vedem pe femeia aceasta, aici avem de a face cu un plan pus la punct înainte între cei doi și mama lor, îi prezentă toată familia lui Zebedei în afară de tatăl sau soțul acestei femei, a cărui nume nu-l cunoaștem până în ziua de astăzi, numele fiilor, tatălui fiilor lui Zebedei rămâne o enigmă și un mister pentru totdeauna, dar familia Zebedei în lipsa tatălui, în lipsa capului vine și aduce Mântuitorului o cerere și cererea aceasta e clar planificată și premeditată în avans. Mama îi se închină și aici e vorba de o plecăciune, un fel de reverență, dar mai degrabă cu scopuri ascunse. Vrem să câștigăm ceva, du-te și apropie-te de el ca de un rege, frumos o plecăciune și apoi îi livrezi, îi servezi cererea pe care noi o dorim din partea lui. Sigur, Domnul știa foarte bine ceea ce dorea și femeia și cei doi fii și știa foarte bine cum avea să abordeze problema, pentru că nimic nu era surprinzător pentru Mântuitorul din punctul acesta de vedere, el fiind Dumnezeu întrupat. El a întrebat-o: ce vrei, ce dorești, care ți este cererea, ce dorință ai? Poruncește, a zis ea, adică dă un decret acum public să te audă toți, un fel de ordonanță de urgență de guvern, dă un decret ca, iată, în împărăția ta acești doi fii ai mei pe care îi cunoști, nu-i așa? Sunt foarte buni, sunt de la început cu tine, printre primii ai chemat, suntem neamurile tale, sunt mătușa ta. Fă bine, ei merită unul la dreapta și altul la stânga ta în împărăție. O cerere de bun simț, ar fi spus mama fiilor lui Zebedei. Domnul nostru Iisus Hristos se uită, ascultă, ia aminte și foarte interesant, din cererea aceasta, doar peste câteva zile sau dacă vreți peste câteva săptămâni, vom vedea doi oameni la stânga și la dreapta Mântuitorului, înălțați, dar nu pe tron, ci pe cruce. În mod ironic, mi se pare că Matei face o paralelă din modul în care pune lucrurile și se exprimă cu ceilalți doi, cei doi tâlhari, pe care Matei îi va expune mai încolo în câteva capitole, ca fiind într-adevăr la dreapta și la stânga Mântuitorului. Vor fi doi oameni, dar nu ucenici, ci tâlhari, dintre care unul va fi mântuit. Domnul nostru le răspunde în felul următor. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Habar n-aveți ce vă doriți. Nu înțelegeți, în primul rând, care-i calea spre măreție. Nu înțelegeți cum se poate ajunge mare în împărăție. Tocmai v-am vorbit despre cruce. Tocmai v-am vorbit despre suferință și despre moarte, a mea personală pentru voi și tot restul lumii. Iar voi nu pricepeți un lucru foarte important, și anume că această cale înspre măreție trece în mod obligatoriu prin suferință, pe la cruce. Observați, Domnul nostru le spune în primul rând: nu știți ce cereți, dar pe urmă face din nou o referire la suferințele pe care le va îndura în curând. Și pune o întrebare, e o întrebare retorică, dar apucați ăștia răspuns la întrebarea retorică. Și fiți atenți cum sună întrebarea retorică. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Aici paharul e evident paharul suferințelor. Va mai folosi expresia aceasta: în grădina Ghețimani, dacă se poate, paharul acesta îndepărtează-l de la mine. Botezul e un botez cu foc, adică pedeapsa lui Dumnezeu, mânia divină care avea să cadă peste el de dragul omenirii și într-un mod ispășitor. Hristos a primit pedeapsa în locul nostru. Puteți voi, altfel zici, altfel spus, le zice Mântuitorul, puteți voi să treceți prin suferințele acestea? Puteți voi să muriți de o moarte nedreaptă cum voi muri eu? N-au priceput nimic din întrebare, întrebarea, vă repet, era retorică, dar ei se încăpățânează și se avântă că nu degeaba era denumiți fiii tunetului și răspund la întrebarea aceasta retorică și spun: putem, cum să nu putem, suntem capabili, suntem în stare. N-au priceput nimic, dar ei puteau. Și am fi tentat să spunem: uite-mă la ăștia ce râvnă. Dar nu-i râvnă, că e mai degrabă tupeu. Râvnă fără înțelepciune, dacă doriți, pentru că ei au răspuns la o întrebare pe care oricum n-au priceput-o. Și acum Iisus Hristos putea să fie dur cu ei și să-i mustre. Cum puteți, măi? Păi știți la ce mă refer? Știți despre ce am vorbit?
Dar Domnul e foarte blând cu ei. E foarte blând cu ei pentru că le cunoaște apucăturile, le cunoaște mânia aceea firească, omenească, știți, când au cerut foc din cer peste cetățile Samariei și îi ia ușor de data aceasta pentru că avea mult de lucru la mintea lor și la viața lor până când Ioan, fiul lui Zebedei, fiul tunetului, să fie transformat și să devină fiul dragostei sau, dacă vreți, apostolul iubirii, cum este el cunoscut astăzi. Avea mult de lucru Hristos la ei și ia ușor cu multă blândețe și le răspunde în felul următor, în versetul 23. El i-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Altfel spus, e drept, ați răspuns fără să cunoașteți, dar e drept că veți suferi și voi. Veți pătimi și voi de dragul numelui meu și de dragul dreptății, de dragul neprihănirii, de dragul Evangheliei, de dragul adevărului. Veți suferi și voi, veți pătimi, ba chiar veți fi martirizați. Și e foarte interesant că se adresează lui Iacov și Ioan. Iacov, fiul lui Zebedei, este primul apostol care a fost martirizat și Ioan, fiul lui Zebedei, fratele său mai mic, a fost ultimul apostol care a murit. N-a murit chiar martirizat, dar a fost exilat într-un mod nedrept pe insula Patmos, care nu e altceva decât o stâncă mai mare, unde a murit după o viață plină de suferințe și de încercări și de nedreptăți care s-au desfășurat înaintea lui. Deci se adresează acestor doi fii care au deschis lista martirilor printre apostoli și care au închis. Cu ei a început și cu ei s-a sfârșit. E drept că veți suferi, veți fi chinuiți, veți fi ostracizați, veți fi nedreptățiți și într-un final veți fi martirizați, veți muri. E drept, fără să știți, ați dat un răspuns corect. Dar, zice Mântuitorul mai departe, totuși decizia aceasta nu e a mea. Nu ține de mine, ci ține de Tatăl meu. Și aici vedem acea diferență în subordonare, acea diferență în subordonare dintre Fiul și Tatăl. Domnul nostru, în mod repetat, și-a demonstrat mesianitatea și divinitatea prin acțiunile Lui, prin vorbele Lui, prin minunile pe care le-a făcut, minuni imposibil de repetat și care n-au mai fost făcute niciodată până la acel moment. În felul acesta, Mântuitorul a dovedit faptul că El și Tatăl una este în natură, în esență, și cu toate acestea El este supus Tatălui. După cum soția e egală în natură cu soțul în umanitate, dar totuși e supusă soțului. Sunt diferențe de autoritate, dacă doriți, și anumite decizii, anumite lucruri, le vedem în Scriptură și mai ales în pasajul nostru, sunt luate de către Tatăl. Nu atârnă de mine, nu ține de mine, ci ține de Tatăl, spune Mântuitorul. Și de atunci până astăzi oamenii au speculat. Cine o fi aceștia doi pentru care este păstrată, iată, de către Tatăl în ceruri? Cine sunt cei doi care vor ocupa cele două locuri? Unii au spus, e vorba de Avram și Moise, alții de David și Pavel. Nu știm dacă Domnul nostru nu ne-a descoperit și a spus că e rezervat de către Tatăl și îi ținut în mâna Tatălui. Decizia aceasta îi aparține Tatălui, atunci nu are rost să speculăm. Dar se referă cu siguranță la acele recompense despre care noi deja am vorbit. În mântuire suntem egali, nu-i unul mai mântuit decât celălalt. Și totuși, în recompense, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și mai ales apostolul Pavel, suntem diferiți. În funcție de slujire, de implicare, de nivelul de dedicare, recompensele vor fi diferite. Domnul nostru chiar le va spune o pildă înregistrată de evanghelistul Luca, unde ni se va spune, și chiar și Matei are pilda lui, pilda talanților, că unii vor sluji mai mult și vor primi mai multe cetăți, alții mai puțin și vor primi mai puține cetăți. Recompensele sunt diferite, chiar dacă mântuirea este egală, harul lui Dumnezeu fiind la fel pentru toți oamenii. Recompensele acestea, am văzut, deja presupun cârmuirea Universului lui Dumnezeu, care este Dumnezeul Universului. Așadar, Domnul nostru le spune, nu atârnă de mine, nu eu decid lucrurile acestea, este decizia Tatălui din ceruri, vouă nu vă pot face promisiunea aceasta, chiar dacă veți fi într-adevăr chinuiți și veți muri moarte de martir, moarte asemănătoare, dar nu identică cu moartea Mântuitorului. După cum vă vedea, moartea Mântuitorului a fost unică. El n-a fost doar un simplu martir, n-a fost doar un om nedreptățit, ci el realmente a murit pentru păcatele întregii omeniri. De asemenea moarte, numai Fiul lui Dumnezeu era în stare. Acum, la discuția aceasta, la interacțiunea aceasta între Hristos și inițial mama fiilor lui Zebedei și apoi fiii lui Zebedei, au asistat și ceilalți 10, erau de față, că doar erau cu toții acolo. Și evident că nu le-a căzut bine. De aceea Matei ne spune, cei 10, printre care se afla și el, cel care scrie, când au auzit,
s-au mâniat pe cei doi frați. Aici nu e vorba de o mânie din aia sfântă, o reacție față de păcat. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră. Nu, e vorba de invidie. Ăștia s-au mâniat cu o mânie din aia bolnavă, păcătoasă. Erau plini de invidie. Uite mă că s-au dus înaintea noastră. Erau mai degrabă mânioși că nu au venit de ei primii cu ideea. De ce nu m-am dus eu prima dată să cer lucrul ăsta? Deci era o mânie izvorâtă dintr-o competiție toxică, o competiție omenească, o competiție ce apare adesea într-un colectiv restrâns, într-un grup, într-o asociație, într-o firmă. Spuneți-i cum vreți dumneavoastră și competiția asta e întotdeauna toxică. Aici vedem o mânie, o revoltă, o reacție din partea celorlalți 10. Nu știm dacă a fost vociferată, verbalizată, dar Domnul nostru oricum a sesizat-o. Tensiunile de felul acesta se simt mai ales într-un grup restrâns. Vezi priviri, vezi reacții, vezi tot felul de sunete care apar și Domnul nostru oricum cunoștea inimile și gândurile lor, deci n-avea nevoie nici măcar să citească reacțiile de pe fețele lor. Motiv pentru care Domnul nostru îi cheamă la oaltă. Haideți să ne oprim puțin, haideți să discutăm, haideți să vorbim. V-am mai spus, dar vă spun. Știți că am mai avut loc discuția aceasta, tot cu privire la cine va fi cel mai mare. Domnul nostru la momentul respectiv era în Capernaum, probabil în casa lui Petru, a luat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a dat exemplu. Acum are din nou discuția asta că n-au înțeles nimic și foarte interesant o va mai avea odată, chiar la cină, chiar la masă, când va sta împreună cu ei și le va spăla picioarele. De trei ori Domnul nostru le tot spune ca să priceapă bine cum e treaba cu care e mai mare, cum e treaba cu ierarhia, cum e treaba cu locurile, cum e treaba cu cei care sunt înaintea celorlalți. Și acum îi cheamă la oaltă și le spune în felul următor, în versetul 25. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Adică cunoașteți foarte bine sistemul de conducere al păgânilor și îl cunoașteți mai ales pentru că suferiți de pe urma lui. Adică voi sunteți înrobiți de către romani și știți bine cum conduc romanii, cum conduc neamurile, cum conduc oamenii în general, care sunt principiile pe care ei le aplică. Vedeți foarte bine cum sunteți apăsați. Nu doar de către romani, ci ați fost și sub greci, și sub persani, și mai ales sub babilonieni. Voi opresați, v-ați născut în Egipt. Deci știți foarte bine principiile bolnave, păcătoase ale conducătorilor printre neamuri, adică printre neevrei. Când zice despre neamuri, se referă la neevrei. E foarte interesant, evreii reclamau și condamnau modul în care neamurile și conducătorii neamurilor se comportau față de ei. Dar în același timp, evreii de rând aveau aceleași mentalități. Dacă ei ar fi ajuns la putere, s-ar fi comportat în exact același mod. Și aici îmi aduc aminte de fabula lui Orwell, știți, probabil ați văzut și animația respectivă, în care porcii se răscoală pentru că porcarul îi oprimează. Da? Îi atacă, îi un dictator, porcii se răscoală, îl dau afară pe porcar și devin ei liderii. Și ce credeți, au copiat exact comportamentul porcarului. Din oprimați au devenit oprimatori între ei, nu așa și ei. Condamnau pe romani, condamnau neamurile, uite cum ne conduc, nu vor să fie decât de dragul lor acolo în frunte, nu se gândesc numai la ei, pun biruri peste noi, taxe peste taxe, suntem necăjiți, vai de capul nostru, dar în același timp, același tipar de gândire era și în mintea lor. Să fie în față, să fie în vârf, de dragul de a fi în vârf și pentru a beneficia, pentru a avea privilegii. La asta se referă Mântuitorul. Observați cum conduc neamurile, observați modul dictatorial, tiranic în care conducătorii neamurilor se comportă. Observați că ei vor să ajungă sus, vor să ajungă în față, de dragul lor și de dragul beneficiilor de care au parte. Ba mai mult le spune: între voi să nu fie așa, nu copiați, nu imitați comportamentul acesta pe care foarte corect voi îl condamnați. Vreți să fiți primii? Vreți să fiți mari? Foarte bine, slujiți. Sunteți primii și puteți să deveniți mari în împărăție prin slujire, prin dedicare, prin implicare, prin a fi robul celuilalt. În fond și la urma urmei, Domnul nostru se va da exemplu pe sine însuși. Vreți să fiți mari? Eu sunt mare. Faceți ce am făcut eu și ce fac acum. Imitați-mă pe mine. Luați-mă ca model pe mine. Și sigur, principiul acesta de a fi cel mai mare prin slujire, de a fi cel mai mare prin înrobire intenționată, e contracultural, e ne la mod. Așa ceva nu se practică, nu s-a practicat nici atunci și nici astăzi nu se practică în acele contexte laice și lipsite de principiile Scripturii, de principii divine. De fapt, modul acesta de a fi mare e un atac direct asupra egoismului nostru, asupra religiei eului.
Așa ceva nu place firii pământești, așa ceva contravine ideilor noastre despre ce înseamnă să fii lider. Pentru că Domnul nostru le spune, uitați-vă la liderii din lume, sunt lideri pentru ei și de dragul lor. Vor să fie în vârf, vor să fie în față, vor să conducă, nu pentru binele poporului, ci pentru binele lor, ca să le meargă lor bine, ca să pună biruri pe cei pe care îi conduc, ca să îi exploateze și în felul acesta să-și mărească ei avuțiile și să continue să trăiască o viață de huzur și o viață de confort. În fond și la urmă, urmei sunt două categorii de lideri și aș vrea să vă exemplific asta prin două tipuri de patroni. Unul foarte des întâlnit, altul foarte rar întâlnit. Mai vezi câte un patron care are 3 angajați și umblă în Ferrari și în Armani, luați în rate, evident. Îi vai de el, dar el se exprimă în felul acesta și se înalță pe sine și angajații ăia au salariu minim pe economie. Dar mai vezi câte un patron foarte rar, care are 5.000 de angajați, umblă în șlap și în tricou, se dă cu bicicleta și e tot timpul printre angajați, care se o duc bine, care sunt mulțumiți, asemenea lui Boaz. Să-l mai țineți minte pe Boaz? Boaz din Cartea Rut, care era cu angajații, cu muncitorii, îi saluta frumos de dimineață, vorbea cu ei, se binecuvântau unii pe ceilalți, era o atmosferă dumnezeiască, am spune noi. N-au spune Hristos, ăsta e liderul pe care îl doresc eu. Un lider care vrea să fie mare prin slujire, nu de dragul său și a beneficiilor pe care le are el, ci de dragul celorlalți. Îi pentru ceilalți, se gândește în primul rând la ceilalți și nu la el însuși. Dragii mei, rugați-vă într-un mod special pentru noi cei care venim în față, pentru slujitori, pentru păstori, că sunt atâtea exemple negative și astăzi printre cei care sunt socotiți a fi păstori, prezbiteri, slujitori, oameni ai lui Dumnezeu. Domnul să ne țină smeriți, Domnul să ne țină înțelepți și într-adevăr să slujim. Nu suntem aici să dictăm, nu suntem aici să dăm ordine, nu suntem în fața dumneavoastră ca să beneficiem într-un fel sau altul pe plan financiar sau de altă natură, ci suntem aici ca să-L slujim pe Domnul și pentru bunul mers al poporului lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze toți slujitorii din țara noastră, toți păstorii din cultele evanghelice. Dacă ei să fim sinceri și nu putem să nu observăm că acum totul se transmite live, mai vezi câte o biserică, mai vezi câte o biserică mare, frumoasă, împodobită, cu amvon uriaș din lemn masiv, lat, lung, înalt, de zici că e biroul de la Kremlin și în spatele amvonului, că amvonul în sine nu e o problemă, dar în spatele amvonului sunt 12 tronuri, nu scaune, ci tronuri și toate ocupate și toți vor să vorbească în 2 ore. Dar spuneți-mi mie, pentru cine să ia în față? Pentru biserică sau pentru ei? Sigur, Dumnezeu știe, noi doar analizăm și ne gândim în mintea noastră. Dar, dragii mei, nu degeaba Iacov a spus să nu fiți mulți învățători, să nu fiți mulți învățători, că responsabilitatea depășește privilegiile și e o mare, mare responsabilitate. Dacă mergem în trendul acesta și dacă lucrurile continuă în felul acesta, vom vedea mai mulți oameni la amvon decât în sală. Să aveți 50 pe la amvon și care predică la 10 oameni din sală. Nu-i bine. Nu venim aici în față pentru noi. Să ne afișăm pe noi, să ne expunem pe noi, să ne înălțăm pe noi, să ne ridicăm pe noi, să fim noi văzuți bine. Nici vorbă. Nu vă doriți să veniți în față cei care vedeți pe slujitori că predică. Rugați-vă pentru ei. E o mare responsabilitate și sunt multe atacuri nepovestite și nedorite. Rugați-vă pentru slujitori. Marți am fost la comunitate, împreună cu frații slujitori din comunitatea de Cluj și acolo l-am ascultat pe fratele Emil Bartoș care ne-a vorbit despre pregătirea continuă a păstorului. Și fratele Emil a adus multe învățături, printre altele ne-a adus și câteva statistici noi din Statele Unite, că acolo se fac statistici totdeauna. Și un institut creștin evanghelic spune în felul următor, în ultimii 10 ani 42% din păstorii care au fost ordinați au renunțat, s-au retras din 4 motive principale, stres, descurajare, distragere sau abatere atenției și singurătate. În slujire nu e ușor, nu vă gândiți că e ușor. Rugați-vă pentru slujitori ca Domnul să-i țină smeriți și credincioși. Domnul nostru ne învață așadar, vreți să fiți mari? Fiți mari prin slujire și slujiți cu lepădare de sine de dragul Domnului și pentru binele celor pe care îi slujiți. Faceți-vă robi lor, în felul acesta să fiți benefici lor, nu vouă, slujiți cu lepădare de sine. Și Petru va înțelege adevărul acesta mai târziu, că Petru a fost și el unul care s-a mâniat
poate chiar primul printre cei care s-au mâniat, că Petru mai de mult și el a cerut să fie printre cei mai mari, să fie el primul. Dar Petru, într-un final, la bătrânețe, va pricepe și va scrie altor slujitori în 1 Petru 5, de la 1 la 3, în felul următor, cu privire la ce înseamnă să fii mare. Iată ce le spune el prezbiterilor. 1 Petru 5, de la 1 la 3, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, măcar că era un apostol însemnat, de aici se coboară la nivelul lor, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. Observați că e o slujire și o înrobire benevolă, intenționată, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, pentru beneficii, așa cum fac cei din lume, așa cum fac politicienii, așa cum fac liderii, așa cum fac cârmuitorii neamurilor. Asta condamna Iisus. Ci cu lepădare de sine, spune Petru. Nu ca și cum ați stăpâni peste ei, peste cei ce v-au căzut la împărțire, exact ceea ce condamna Domnul, ci făcându-vă pilde turmei. Adică prin slujire și prin adoptarea acestui statut de rob suntem robi. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, în fond și la urmă, va spune Domnul în versetul 27, să vă fie rob. Oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Evident că e greu lucru. Și total opus mersului lumii. Și aici e un rob de bunăvoie, să te faci rob. Nu un rob care e bombăne, care e nemulțumit, care slujește de silă, cum a zis Petru, ci un rob de bunăvoie, de dragul lui Hristos și înțelegând că asta e calea către adevărata măreție, ca să fii mare în împărăția lui Dumnezeu. În împărăție nu poți ajunge decât dacă aici pe pământ ai fost rob. Și nu doar noi cei din față, toți trebuie să ne facem robi unii altora. Și vom vedea că modul acesta de slujire nu trebuie să se manifeste doar duminică aici, două ore, dimineața și seara, ci începe din familie. Din familie trebuie să înveți să slujești, să vă supuneți unii altora, să fiți de dragul celuilalt acolo, să te sacrifici, nu să fii un mic dictator în casa ta, unul care se comportă așa cum se comportă dictatorii în lume. Vreau să remarcăm, Pavel de asemenea a înțeles aspectul acesta, ori de câte ori scrie câte o epistolă, știți cum începe Pavel? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Apostol ca apostol, dar rob în primul rând, rob al lui Iisus Hristos. Ba mai mult, Domnul nostru ne-a învățat și ne-a spus, după ce veți fi făcut totul, dar totul, tot ce trebuie să faceți, să vă socotiți pe voi ce? Niște robi netrebnici. Asta sunteți, asta suntem. După ce vom fi făcut totul, că înainte, probabil nici rob netrebnici nu suntem. Domnul nostru asta va spune și asta ne dorim să auzim. Bine, rob bun și credincios. Asta dorim să auzim fiecare dintre noi. Bine, rob bun și credincios. Rob înseamnă sclav, dacă vreți, sau slujitor. Suntem implicați în slujire. Iar Domnul nostru încheie învățătura aceasta dându-se pe sine ca exemplu. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, spune el, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. După cum am spus de dimineață, Iisus nu cere nimic de la noi fără ca el însuși să fi făcut înainte acel lucru. Ne spune să luptăm cu păcatul, el a luptat. Ne spune să ne rugăm, el s-a rugat. Ne spune că putem fi biruitori, el a fost biruitor. Ne spune să slujim, apoi el a slujit, dragii mei. De-aia au coborât, de-aia au venit. Viața lui a fost o viață de slujire încă de mic, încă de când era prunc, copil, adolescent, ascultător mamei și tatălui său, cel care era socotit a fi tatăl său. O deprins, dacă vreți, îndeletnicirea tatălui său. A fost un rob ascultător tot timpul cât a trăit pe pământ și a avut o viață de slujire. Dragii mei, slujirea este singura cale spre măreție. Și după cum am spus deja, slujirea nu începe de aici din față. Să slujești nu înseamnă să vii aici în față. Slujirea îi multiplă, îi diversificată și începe în mod obligatoriu în cazul fiecăruia dintre noi în familie. Bărbatul slujește în familie, soția slujește în familie, copiii slujesc în familie. De acolo începe slujirea. De fapt, pe un păstor, pe un prezbiter, familia îl califică sau îl descalifică, după cum va spune Pavel mai târziu. Păi dacă nu își poate cârmui familia, n-are ce căuta în față. Asta e o mare responsabilitate pentru noi. Din nou spun Domnul să se îndure de toate familiile și de familiile slujitorilor într-un mod special. Așadar, lepădarea de sine, slujirea celuilalt, în felul acesta se ajunge la măreție. În felul acesta trebuie să căutăm să fim
mari. Și în felul acesta vom fi cu adevărat mari. Cel mai mare om născut din femeie a spus la un moment dat despre Iisus Hristos: eu nu sunt nici măcar vrednic să-i desculț încălțămintea. Observați din nou aspectul smereniei. El e mare, e cel mai mare, l-a declarat Hristos. Dar când te uiți la el, a avut o viață smerită. Ba mai mult, trăia prin pustiu, îmbrăcat cum era îmbrăcat și având dieta pe care o avea de nevoie, că asta oferea pustiul sau deșertul. N-avea multe oferte, nici multe supermarketuri acolo. Dar a fost un om care a știut să trăiască smerit. O înțeles că a fi mare în ochii lui Dumnezeu înseamnă a trăi smerit. Ba mai mult, îl vedem pe Petru. Știți când a fost Petru cel mai mare? Petru a fost cel mai mare când l-a întâlnit Domnul. Știți ce a zis Petru atunci? Pleacă de la mine, căci sunt un păcătos. Smerit, când îți recunoști starea înaintea Domnului, atunci ești înălțat. Pentru că Domnul nostru va spune, oricine se înalță, va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Când Petru s-a înălțat, știți ce cuvinte i-a spus Mântuitorul? Înapoi a mea, Satan, înapoi a mea, te-ai înălțat, ești cam sus. Stai jos ca să te înalți eu. Prin smerenie, prin slujire. Avem noi o cântare și m-aș bucura chiar să o cântăm acum la final, o cântare care spune: sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rău în soare, dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fiți oameni mari, să fiți oameni mari, mari în ochii lui Dumnezeu și în împărăție. Amin.